Iusra Mardini este o tânără de 18 ani din Siria, a cărei casă i-a fost distrusă în război. A ajuns în Europa pe o barcă cu mai mulți refugiați. Șansele să moară, la fel ca ceilalți 20 de oameni, erau foarte mari, considerând apa care a umplut embarcațiunea. Tânăra, alături de soră și încă o femeie, au fost singurele persoane care știau să înoate, Astfel au sărit în aparece și au împins barca până la țărm, chiar dacă simțeau că aveau să moară. Am înnotat cam trei ore și jumătate până să ajungem în Grecia. A fost cu adevărat oribil. Nu vedeam nimic, port ochelari. Călătoria a fost în linie dreaptă. Vedeam insula, dar părea că nu o să ajungem niciodată, a povestit Iușra Mardini, potrivit portalului mytex.ro. Acum tânăra locuiește în Germania, unde s-a înscris într-un club sportiv. Aici, antrenorii au băgat de seamă calitățile ei și au spus că are șanse să ajungă în echipa refugiaților pentru jocurile olimpice de vară de la Rio de Janeiro. Aceasta se antrenează pentru proba de în not 200 de metri, stil liber. Conform Eurostat, peste 1,2 milioane de refugiați erau înregistrați în Europa în 2015. Din ianuarie anul acesta, alți 91.000 de refugiați au fost înregistrați oficial.